Despre presupusele ilegalități comise de baronul local din Prahova am aflat ieri, iar astăzi a apărut un nou caz de posibilă corupție la nivel înalt. Primarul din Botoșani a dat explicații în fața procurorilor DNA. Edilul este acuzat că a fraudat un concurs de angajare ca să-i ofere postul amantei sale. Se pare că anchetatorii ar fi primit informația chiar de la soțul femeii. În urma audierilor, edilul s-a autosuspendat din funcțiile deținute în partid, dar poate reveni la primărie. E adevărat că v-ați angajat amanta de la bancă la primărie? În fața camerelor de filmat, primarul nu a avut nimic de comentat despre acuzațiile care îi se aduc. Procurorii spun că în 2021, edilul a scos la concurs un post de consilier pe care i l-a dat în mod fraudulos chiar amantei sale. Angajezi la bugetar, nu a reușit, dar i-au fost aranjat din la cap la coadă. N-ați aflat de această relație? În august 2022. Și v-a dat vreo explicație sau? Două recunoscut la început. Femeia angajată la bancă ar fi primit subiectele de la primar și astfel a ajuns să lucreze la taxe și impozite. În ziua de azi totul e posibil. Deja știm toți cum merge treburile în România. E așa cum fac toți care obișnuiesc. Nu e normal, dar s-au obișnuit să fure. Anchetatorii au intrat pe fir după ce au fost sesizați chiar de soțul presupusei amante. Edilul a fost săltat astăzi din sediul instituției pe care o conduce și dus la audierii la DNA Suceava. În urma acestora a fost pus sub control judiciar și a făcut un anunț oficial pe Facebook. În urma evenimentelor de astăzi în care mi-a fost adusă la cunoștință măsura controlului judiciar, am urmat, cum era și firesc, regulile de integritate instituite în PSD și am comunicat conducerii PSD Botoșani autosuspendarea din toate funcțiile deținute în partid. Primarul are voie să meargă în continuare la muncă, însă procurorii i-au interzis să se apropie de presupusa amantă. Iar colega mea Diana Buze a urmărit acest caz și are mai multe informații despre brokerul care a fost arestat preventiv și despre mecanismul prin care funcționa această presupusă fraudă de proporții. Mai multe instituții ale statului ar fi fost păgubite. Diana, bună seara! Te ascultăm! Bună seara, Radu! Este vorba despre unul dintre cei mai puternici brokeri de asigurări din România, care ar fi obținut ilegal o sumă impresionantă de bani. Din primele informații, este vorba despre un prejudiciu de aproximativ 700.000 de lei. Mai multe mașini și inclusiv ambulanțe de la ISU, dar și mașini de la Ministerul Afacerilor Interne, ar fi circulat cu aceste polițe. Este vorba despre aproximativ 100 de astfel de mașini. Practic, brokerul încheia asigurări duble. O asigurare ieftină cu compania de asigurări și o asigurare mult mai scumpă cu clientul. Diferența de bani rămânea intermediarului. Din primele informații, acesta ar fi cerut de la ISU București o sumă de bani aferentă valorii reale a poliței de asigurare, însă în momentul în care a introdus datele în baza de date a companiei, ar fi încheiat, de fapt, polițe mult mai ieftine. Astfel, acestuia îi rămâneau aproximativ 90% din diferența de bani. Însă, chiar compania este cea care a anunțat acest lucru, i-a anunțat pe procurori, iar șeful companiei a fost astăzi dus la audieri. Atât de aici, Radu, înapoi la tine. Diana, îți mulțumesc. În timp ce ne aflăm în stare de alertă epidemiologică, iar spitalele sunt pline de infecții respiratorii, prețul ridicat al medicamentelor îi forțează pe români să apeleze la tot felul de metode băbești. Ba chiar se sfătuiesc și pe rețelele de socializare, după ce pastilele s-au scumpit cu cel puțin 15%. Cu ce ne tratăm? Leacuri băbești. Clar. Ultima alternativă, asta este clar, fără discuție. Nu avem încotro. Leacurile băbești sunt metoda salvatoare pentru cei mai mulți români în plin sezon de gripă după ce prețul medicamentelor a explodat. O recunoaște chiar doamna Maria după ce a cheltuit aproape 1000 de lei pentru tratamentul de răceală. Dați pe medicament? Atunci nu vă spun, cred că în jur de 10 milioane cam noștri naturiste și antibiotic a costat ceva. Sunt mulți care apelează la tot felul de metode naturiste pentru a nu-și goli portofelul pe pastile. Mai băbești așa, dar ce-mi vine și ce aud și eu pe la prietene, păi fă-ți ceai de ceapă, păi fă-ți ceai de coș de nucă, chestii din astea, de tuse, vorbesc de tuse. Din disperare, mulți apelează și la rețelele sociale, unde dau sfaturi despre așa zisele tratamente băbești. Să nu mergem la spitale, ci să luăm noi acasă ceai de lămâie cu miere și ghimbir și vitamina D3 în cantități mari. Însă medicii atrag atenția că nu e de glumă. Oamenii se vor sfătui între ei, indiferent ce am spune noi. Sfatul trebuie să vină de la medic. Dacă am un semn de întrebare, poate că ar fi mai bine să întreb un medic. Cu sănătatea pe butuci, persoanele mai în vârstă resimtă cel mai puternic aceste scumpiri. Ne-a terminat
medicamentele astea. Scumpirea se vede în prețul de la raft. Să luăm exemplul unui medicament antiinflamator. Dacă anul trecut, în luna martie, plăteam pentru o cutie 31 de lei și 50 de bani, acum lăsăm la farmacie 38 de lei, cu aproape 20% mai mult. În cazul pastilelor de gât sau de tuse, scumpirea este și de 30%. Iar vestea rea abia acum vine. În această lună, producătorii de medicamente au anunțat alte scumpiri, între 10 și 20%. Se vor scumpi majoritatea produselor care fie că sunt de sezon sau suplimente alimentare. Anual, românii cumpără medicamente de aproximativ 1 miliard și jumătate de euro. Taxa pe zahăr a dus la o scumpire record a băuturilor răcoritoare. Astfel, tot mai mulți oameni s-au îndreptat spre cele mai ieftine sortimente ca să-și satisfacă pofta. Doar că nutriționiștii atrag atenția că ieftin nu înseamnă și bun. Dacă anul trecut o sticlă de suc la 2 litri și jumătate costa undeva până în 7 lei, acum prețul a ajuns și la 12 lei. La fel este și în cazul cantităților mai mici. O sticlă la jumătate de litru ne scoate acum din buzunar chiar și 6 lei față de 3 lei cât era înainte. De la 4 lei a ajuns la 5 lei 50. Cel la jumătate. Cel la jumătate. O să ajungem să luăm de baxul cu 3 lei. Mergem aici, aia care e cel mai ieftin? Hai să luăm, să bem și noi suc. Acum e 6 lei 29 de bani, înainte era 5 lei și 50 de bani, deci a mai crescut. De la începutul acestui an, TVA-ul pentru băuturile cu zahăr a crescut de la 9 la 19%, dar specialiștii din industrie atrag atenția. Prețul anumitor băuturi răcoritoare a crescut chiar mai mult, cu până la 25% din cauza taxei pe zahăr. Scumpirea consistentă i-a făcut pe mulți clienți să se îndrepte către cele mai ieftine băuturi răcoritoare, mai ales că există diversitate în sortimente. De pildă, într-un supermarket găsim sucuri și la 1 leu și 70 de bani, spre deosebire de cele populare, care costă și de 5-6 ori mai mult. Era o sticlă de 2 litri 7 lei, acum e 12 lei. Uitați, noi, de exemplu, am cumpărat cele mai ieftine sucuri. Da? Da. Care costă 1 leu și ceva. Pentru că așa a ajuns timpul. Punem decât puțin în marmeladă și facem frumos. Coloranților care se adaugă în astfel de băuturi și care, la, să zicem, la cantități mici nu sunt așa de periculoși, la cantități mari deja nu mai știm exact care sunt efectele pe termen lung. Produsele ieftine sunt făcute din ingrediente de slabă calitate și atunci riscurile sunt mai mari. În timp, organismul nostru este mai sensibil la dezvoltarea unor afecțiuni, în special, aș spune, în sfera hepatică și cea renală. Prețurile piperate la suc au devenit motiv de glume și pe rețelele de socializare. Ce să faci când ți-e poftă de suc? Mergi în supermarket, te uiți la prețurile care au explodat, strângi sticla în brațe și pleci. Autoritățile spun că așa numita taxă de zahăr este menită să reducă consumul excesiv, mai ales în rândul copiilor. Invadarea Ucrainei de către Rusia are aduce în discuție obligativitatea serviciului militar în mai multe țări europene, după ce șeful statului major al apărării din România a sugerat că țara noastră trebuie să se pregătească de război. Berlinul își reface și el calculele. Colega mea Iasmina Ardelean știe mai multe. Iasmina, bună seara! Bun găsit! Deși nu e o decizie ușor de luat, conflictul din Ucraina a schimbat discursul Europei în materie de apărare. Sunt tot mai multe state care se gândesc să reintroducă serviciul militar obligatoriu. Germania, de pildă. Ministrul apărării din Berlin crede că Rusia ar putea ataca o țară NATO în următorii 8 ani. Și la Londra se fac auzite voci care cer revenirea la obligativitatea serviciului militar după 6 decenii de voluntariat. Belgia intră și ea pe această listă. De frica unui război cu trupele Moscovei, Suedia, Lituania și Letonia au reintrodus obligația tinerilor de a veni la oaste, iar Estonia și Finlanda, țări vecine Rusiei, nu au renunțat deloc la această lege. Mai trebuie spus că Norvegia și Danemarca au anumite forme de recrutare obligatorie, dar nu toți sunt selectați pentru stagiul militar. Iasmina, îți mulțumesc. Românii sunt la coada clasamentului european când vine vorba de un trai decent. Suntem depășiți și de vecinii bulgari, iar un studiu arată că suntem chiar de 11 ori mai săraci decât ceilalți europeni. Oamenii spun că nu mai fac față cheltuielilor de zi cu zi și sunt nevoiți să se limiteze drastic de fiecare dată, așa că nici vorbă de economisire sau investiții. Prețurile își spun cuvântul. Am cutreierat piața, mi-am dat seama acum, de curând, că
buzunarul nostru slăbește pe zi ce trece. Așa se simt aproape toți românii care se chinuie să facă față costurilor. Când alimentele se scumpesc continuu și odată cu ele utilitățile, oamenii caută să-și impună limite drastice. Ochii mei sunt la portofel, să văd dacă mai face față. Văd că de curând s-a pus întreținerea care este explozivă. Potrivit ultimelor date, românii sunt de 11 ori mai săraci decât ceilalți europeni. Abia dacă își acoperă cheltuielile de zi cu zi, deci nici vorbă să mai poată concura cu celelalte state atunci când vine vorba de economii sau investiții. România are o avere medie pe cap de locuitor de puțin peste 5.800 de euro, comparativ cu averea medie la nivelul întregii Europe de 65.000 de euro. Averea financiară se referă la depozite bancare, fonduri de investiții, fonduri de pensii și asigurări de viață. Nici prin gând nu le trece unora să mai pună deoparte atunci când ne raportăm la pensiile și salariile actuale. 18.800. Doamnă, cum vă descurcați o lună întreagă cu banii aceștia? Așa, la limită. Am grijă să fiu la limită cu banii, să nu fiu datoare, să... Cam greu. Renunț la altceva. La ce ați fost dispusă până acum să renunțați? Păi o ieșire undeva, nu? Eu n-am mai ieșit de câțiva ani de zile nicăieri din casă. Apoi dacă nu te limitezi, dai faliment una, două, te împrumuți la vecinul ăsta, nu. Trebuie să te limitezi, adică mai reduci și de aia și din aia și din aia. Iar alții calculează bine fiecare leu, inclusiv când vine vorba de mâncare. Am cumpărat niște slănină pentru topit, din care obțin untură și jumări, am cumpărat niște costiță din care fac vreo două feluri de mâncare. Experții în economie spun că salariile și pensiile nu se ridică la nivelul cheltuielilor, mai ales din cauza sistemului de taxare aplicat în țara noastră. Dacă ne uităm la salarii, 42% statul ni le ia prin impozite și taxe. Iarăși foarte important, nu trebuie să vedem contribuțiile la sănătate și contribuțiile către pensiile publice ca și beneficiu. Dimpotrivă, e doar un cost. Dacă ne uităm pe partea de pensii publice, e norocos pensionarul care primește înapoi ca și sumă totală jumătate din cât a contribuit. În general se primește mult mai puțin. Ceilalți europeni, în schimb, reușesc să pună deoparte fonduri astfel încât diferența este uriașă. Vecinii bulgari sunt înaintea noastră în clasament cu avere medie pe cap de locuitor de peste 7.700 de euro. Ungaria ajunge la peste 12.000 de euro, iar Germania se poate lăuda cu o avere medie pe cap de locuitor de aproape 84.000 de euro. O nouă taxă ar putea subția buzunarele românilor. Recent, reprezentanții Fondului Monetar Internațional au recomandat ca țara noastră să plătească mai mult, inclusiv pentru poluarea din gospodării. Cei mai afectați vor fi oamenii de la țară care se încălzesc la sobe și se descurcă și așa cu dificultate. 1.500 o mașină de lemn adus acasă, ca să te duci în pădure să cumperi, trebuie să plătești transportul. Emil se gândește cu groază că în curând pe lista cheltuielilor lunare ar trebui să mai adauge încă una după ce reprezentanții FMI au recomandat guvernului introducerea unei taxe pentru emisiile de carbon. Lucrează numai soția și mai avem încă doi copii în întreținere, cu un salariu de minim cât e 200, 2.000 și ceva. Vă dați seama. Mi se pare că o astfel de măsură ar face poate familiile care și așa se descurcă greu să fie și mai sărace, să fie o povară în plus. Pentru... Sigur că da. Românii care se încălzesc cu centrale pe gaz vor plăti chiar și cu 10% mai mult dacă noua taxă va fi implementată, de la 800 de lei pe apartament până la 2400 de lei pentru o casă de 120 de metri pătrați. În mod paradoxal, cei care se încălzesc pe lemne vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru că sobele poluează mai mult. Astfel, cheltuielile pentru o familie care locuiește într-o casă încălzită pe lemne ar ajunge să depășească 4000 de lei pe an. Cam mult, ne putem descurca ori, nu știu. Asta zic, vă puteți descurca? Nu, ne putem, cred că descurcăm. Această femeie are o pensie de 1250 de lei. Ne povestește că abia se descurcă cu banii pentru a-și cumpăra medicamente. Credeți că, nu știu, o să ajungeți să nu le mai puteți plăti, să nu mai puteți face? Eu zic că cred că da. Datoare. Și, dar poți stai datoare că nu poți dormi, nu poți mânca și mai ai. Stai numai îngândurat și uite așa să adună bolile. Mi se pare mie că deja românul e plin de taxe. Așa. Iar asta pentru valoare, nu, asta este închichiriez cu focul pe care îl face Badea Vasile în sobă, la ora actuală.
Chichirezul mare în altă parte. Totdeauna se plâng de sus că nu au bani la bugen, dar le crește, nu știu cum. Le cresc etajele, le cresc corăbii, le cresc Zanzibarul, Maldivii, etc., etc. Nu vor scăpa de taxă nici proprietarii de mașini, care vor avea în medie cheltuieli mai mari cu 800 de lei pe an. Această recomandare, dacă ea s-ar pune în aplicare, în momentul de față, clar că ar afecta populația datorită unor costuri suplimentare care ar trebui să le plătească, fie pentru faptul că folosim anumite sisteme să ne încălzim, iar aceste sisteme emit dioxid de carbon, fie că folosim autovehiculele. Taxa pentru emisiile poluante ar ajunge la scăderea deficitului bugetar din țara noastră. Aceasta a fost deja discutată la nivelul Uniunii Europene și ar trebui să intre în vigoare din 2027. Fumătorii sunt disperați de când țigările s-au scumpit de două ori doar de la începutul anului. Cum nu pot scăpa de viciu, dintr-o dată caută tot felul de metode prin care să economisească banii dați pe tutun, de la reducerea numărului de țigări până la medicamente antifumat sau cărți motivaționale. Când vine vorba despre fumat, România ocupă un loc fruntaș la nivel european. Datele arată că mai bine de 25% din populație consumă zilnic produse din tutun. Când nu mai am tutun, cumpăr și un pachet de țigări. Și da, s-au scumpit destul de tare. Cred că au ajuns la 27 de lei pachetele. Însă prețul acestui viciu a crescut accelerat. Doar de la începutul acestui an, țigările s-au scumpit cu aproape un leu. Dacă fumăm un pachet de țigări pe zi, cheltuim aproximativ 25-30 de lei. Asta înseamnă pe săptămână un cost de 170 de lei. Însă dacă ne raportăm la cât scoatem din buzunare pe lună, ajungem să vedem că dăm aproximativ 900 de lei. Pe lună, eu cu soția dăm în jur de 15 milioane. Și cum vi se pare dumneavoastră această sumă? Nu se pare deloc bine. Dar asta e. Asta e un viciu care te lași mai greu. Dacă nu mai îmi permit, nu o să mai fumez. Mulții vor să strângă buzunarele și caută tot felul de metode pentru a face economie la țigări. Eu deocamdată mă cam las, am început să fumez mai puțin, pentru că s-au scumpit foarte mult, cu un leu, doi lei, nu știu. Înainte cât fumai? Aproape un pachet pe zi. Stăteam pe țigări rulate și fumam extrem de mult, excesiv de mult. În ajutorul celor care vor să se lase de fumat vin și medicamentele care conțin nicotină, plasturi, dar și cărțile motivaționale pentru cei care vor să scape de vicii, iar Tomas este dispus să apeleze la aceste trucuri. Urmează să iau și ceva medicament cu nicotină sau ceva. Probabil o să aibă efect și cărțile, dar am cam aflat totul despre fumat și așa, și tata a fumat mult timp, s-a lăsat. Însă sunt și sceptici care cred că aceste metode nu vor da roade. Nici cărți, nici medicamente, nici soluții de-astea de lăsat de fumat, nu. Dacă e să vrei să te lași de fumat, te lași singur cu voința ta. Specialiștii spun că variantele de pe piață vin cu beneficii pentru cei care vor să se lase de fumat. Ceea ce fac aceste produse alternative, care sunt teoretic destinate reducerii consumului, este că elimină celelalte substanțe. Deci, până la urmă, chiar dacă consumi adictiv, nu știu, o gumă cu nicotină sau spray cu nicotină sau celelalte substanțe, sau folosești plasturi, de exemplu, se absorbe în continuare nicotina, dar nu mai e celelalte substanțe acolo. Majorarea prețurilor la produsele din tutun face parte din strategia națională de combatere a fumatului. Site-urile cu produse din China ne-au asaltat. De fiecare dată când accesăm rețelele de socializare, dăm peste reclame agresive prin care sunt prezentate produse la preț de chilipir. În spatele ofertei de nerefuzat este de fapt o loterie. N-ai nicio garanție că vei primi ceea ce ai comandat, avertizează specialiștii. Ba mai mult, comercianții sunt din afara Uniunii Europene, așa că nu există siguranța rambursării banilor. De la electrocasnice, decorațiuni pentru casă, bijuterii, haine și accesorii, le găsim pe toate la un preț de nimic pe site-urile cu produse din China. Cu doar câțiva lei, clienții pot cumpăra zeci de lucruri, o ofertă care fură ochii multora. De fiecare dată primești foarte mari reduceri care par ireale. De exemplu, reduceri de 90% la prima comandă. Îți apare un link, intri să vezi produsul și după zice, învârte pentru nu știu ce cupon. Furați de mirajul cumpărăturilor ieftine, mulți au picat în plasă. De multe ori, în coletul venit de la mii de kilometri departare, nu se află produsul comandat. Chiar am pățit-o. Adică nu a fost ceea ce era în poză. Geaca arăta super bine, foarte ok, și când a venit altceva. Ce te-a convins să-ți cumperi când ai făcut? Sincer, prețurile. Adică erau prețuri foarte accesibile și am crezut că
pentru prețul respectiv o să primesc un plus cu decât ok, dar multe erau de calitate proastă. Un nou comerciant din China a intrat în forță pe piața noastră. La nivel global, aplicația magazinului a fost descărcată deja de 200 de milioane de ori. Este un magazin online foarte agresiv din punct de vedere al prețurilor și al logisticii. Sunt produse la care trebuie să ne gândim că nu există garanție, nu există așteptări. La o simplă privire pe site descoperim mai multe nereguli. De exemplu, majoritatea produselor au același rating de 4,7 stele, iar pozele în care sunt reprezentate produsele sunt editate. E clar aceeași poză și deși selectez altă culoare a rochiei, se vede că este editată culoarea. În cazul acestor magazine, zicala este prea frumos ca să fie adevărat, se aplică. Cel mai important, comercianții din afara Uniunii Europene nu sunt obligați să respecte standardele europene, precum garanția obligatorie sau dreptul la rambursarea banilor. Plata în afara spațiului Uniunii Europene, pe o platformă din afara spațiului Uniunii Europene, legislația Uniunii Europene nu ne poate proteja, ceea ce înseamnă că doar mai putem face o reclamație prin Interpol, ceea ce este extrem de complicat, de greu de a ne mai recupera dauna materială. Specialiștii ne recomandă să nu plasăm comenzi de o valoare mare pe astfel de site-uri și să fim atenți la platformele prin care sunt procesate plățile. Dacă ajungeți în Sibiu și vreți să luați masa la restaurant, trebuie să știți că nu puteți merge la orice oră. Localurile au preluat sistemul de funcționare din marile orașe europene și au redus programul în așa fel încât să existe o pauză de prânz pentru angajați. Astfel au fost reduse costurile de întreținere, dar și prețurile din meniu. Acest restaurant din centrul istoric al Sibiului este deschis între orele 12:15 și 18:23. Patronul a luat această decizie după ce a călătorit în străinătate și a văzut că multe localuri din orașele turistice primesc clienții doar la prânz și la cină. Măsura l-a ajutat să reducă din costurile de funcționare cu 40%. Cele mai mari economii se fac la întreținere, mai ales în perioada sezonului rece, gazul, curentul, bineînțeles, și alte consumabile care sunt într-un restaurant, inclusiv chiar și cu personalul. Din fericire, reducând programul, am reușit să mărim și salariile colegilor cu care lucrăm. În ciuda creșterilor de taxe, economiile făcute odată cu adoptarea noului program au permis și scăderea prețurilor din meniu. Am redus și prețurile din meniu cu până la 40%, încă nu am majorat tarifele și țin cu dinții de a ține prețurile jos, cel puțin cât putem. Deci înainte la noi o pizza margherita era undeva la 35 de lei. Da. Și acum o avem la 20 de lei. Programul cu pauză după prânz este adoptat de ani buni de restaurantele din Franța, Italia și Grecia, Spania sau Anglia. Angajații sunt mulțumiți că astfel au mai mult timp liber. În zilele în care lucrezi, adevărul e că nu ai timp să faci absolut nimic, te duci doar la muncă și atât. Ajungi acasă și te trezești din nou la muncă. Dar acest program, pentru mine, unul personal, este foarte benefic. După cum am spus, îmi permite să am timp liber pentru mine și pentru viața mea personală, ceea ce îmi place foarte mult. Programul este mult mai liber, este mult mai degajat în privința că dacă avem o familie și avem niște copii de luat de la școală, avem timp să-i luăm, avem timp să facem cumpărăturile, să ne ocupăm de aici, să revenim iară la lucru. De cealaltă parte, și clienții se bucură de noile vești. Cred că în contextul economic actual e o soluție bună pentru că se reduc costuri cu mentenanța, cu personalul, cu utilitățile și atunci cred că pot să supraviețuiască și afacerile mai mici, care se descurcă altfel. E important când totul se scumpește. E important că au reușit să aibă clienți și să-și păstreze clientela. De la 1 ianuarie, accizele și TVA-ul au crescut de la 9 la 19% pentru multe produse care sunt vândute și în restaurante, cum ar fi berea fără alcool și alimentele cu zahăr adăugat. Pentru Horeca, TVA-ul a rămas la același nivel de 9%. Scăpăm de ger din acest weekend, iar de săptămâna viitoare temperaturile vor crește cu cel puțin 10 grade. Cum va fi vremea în țară, ne spune colega mea Oana Guran. Oana, bună seara! Bună seara, Radu! Putem spune că ultima lună de iarnă a devenit, de fapt, prima lună de primăvară. De mâine se va încălzi ușor în toată țara, iar de săptămâna viitoare vom avea temperaturi neobișnuit de ridicate. În capitală, de exemplu, de la 7 grade, cât am avut astăzi maxima, luni vor fi 17, adică mai mult cu 10 grade.
Cel mai cald va fi însă la Craiova, unde se vor înregistra până la 19 grade Celsius. Până și la munte se va încălzi, la Brașov, de exemplu, la începutul săptămânii, vor fi în jur de 11 grade. Dar semne că vine primăvara am primit deja, ziua s-a mărit cu aproximativ 40 de minute, iar soarele apune în jur de ora 17:30. Deocamdată acestea au fost informațiile, Radu. De ziua lor, urșii au fost vedetele grădinii zoologice din Brașov, blănoșii au fost răsfățați și pe lângă atenție au primit cadouri pregătite chiar de turiști. Animalele au savurat bucatele delicioase primite în dar, iar vizitatorii au aflat poveștile lor. O să le punem trei peștișori. Unu, doi, trei. Pentru că a fost sărbătorită ziua ursului, blănoșii de la grădina zoologică din Brașov au avut parte de o surpriză neașteptată. Fiecare exemplar a primit daruri pe care chiar turiștii le-au împachetat. Le punem ceva mere, vreo 4 mere și ceva cozonaci și cornuri. Le mai punem vreo 2 paie ca să aibă ursuleții să... Înainte să ofere cadourile, vizitatorii au lăsat și mesaje pe fiecare cutie în parte. La mulți ani vă dorim poftă bună. Foarte, foarte emoționant. De ce? Pentru că n-am făcut niciodată așa ceva. Mm-hmm. Și cum vi se pare ce se întâmplă aici? E spectacular. I-am dat pește, cozonac, bere. Am venit pentru ziua ursului, special de la Otopeni. Da? Ce să spunem, la mulți ani ursului, să avem grijă de ei. Bucuria urșilor a fost nemăsurată. De pe margine, turiștii i-au admirat fericiți și le-au cântat sărbătoriților. Ursul să trăiască la mulți ani. Doi masculi și trei femele cu vârste cuprinse între 7 și aproape 40 de ani trăiesc în sarcul de 8.000 de metri pătrați. În popor se spune că urșii sunt cei care anunță când vine primăvara. Legenda spune că dacă astăzi ursul iese din bârlog, cerul este senin și își vede umbra, asta înseamnă că iarna va mai dura încă 40 de zile. În schimb, dacă este norat, iar animalul nu își vede umbra, atunci... sezonul rece este pe terminate. Peste 300 de animale din 100 de specii trăiesc la grădina zoologică din Brașov. News Time se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2 să aveți un weekend așa cum vă place. La noapte, nebulozitatea va fi persistentă în vestul, nordul și centrul țării, unde pe arii restrânse se vor semnala precipitații slabe. Acestea vor fi sub formă de ninsoare la munte, predominant ninsoare în Transilvania, mixte în Maramureș și nordul Moldovei și mai ales ploaie în Banat și Crișana. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, rafale de vânt în general de 60-80 de km pe oră, mai ales în zona înaltă a Carpaților Orientali. Temperaturile minime se vor încadra în general între -8 și 0 grade. Pe areale mici se va forma ceață și vor fi condiții de polei. Mâine, valorile termice în creștere ușoară față de intervalul anterior se vor situa peste normele perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu norări persistente în vest, în nord și centru. La munte, local vor fi mai ales ninsori pe arii restrânse în Maramureș și Transilvania. Vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie, iar izolat în Banat, Crișana și Moldova va ploua slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 12 grade. Vântul va avea temporar intensificări pe crestele montane cu rafale în general de 60-80 de km pe oră, iar local și cu viteze mai mici de 45-55 de km pe oră și în zonele joase, cu precădere din sud, est, centru și nord-vest. Dimineața pe suprafețe mici se va forma ceață. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zona țării. În Muntenia cerul va fi predominant senin, iar izolat va ploua slab, vor fi 8 grade în Călăraș și 7 grade în Slobozia. În Transilvania se anunță atmosferă mohorâtă în mare parte, se vor înregistra 6 grade în Sibiu, la fel și în Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi mai mult înnorat, iar termometrul va indica 7 grade în Galați, la fel și în Piatra Neamț. În vestul țării, cerul va fi variabil cu norări trecătoare, iar pe arii restrânse se anunță precipitații mixte. Maxime de până la 9 grade vor fi în Reșița și 8 grade în Timișoara. În Oltenia vor fi intervale cu soare, iar mercurul din termometre urcă la 10 grade în Craiova și 9 grade în Târgu Jiu. În Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, se vor înregistra 9 grade în Mangalia și 7 grade în Tulcea.
Vâlcea. În capitală, cerul a avut înorări temporare și trecător a plouat slab. Temperatura maximă a fost de 5 grade. La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de minus 2 grade. Mâine, valorile termice în creștere ușoară față de intervalul anterior se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat. Rafale de 35-40 de km pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade. La munte, cerul va avea înorări și local vor fi mai ales ninsori. Vântul va avea temporar intensificări pe creste, cu rafale în general de 60-80 de km pe oră. Se vor înregistra 0 grade în Sinaia, la fel și în Semenic. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.